Pentru lucrătorii din zootehnie, precipitațiile de anul acesta au fost benefice în sensul refacerii pajiștilor pe care pășunează animalele. După 2 ani de secetă, când pajiștile au fost practic arse de caniculă, vegetația de pe acestea s-a refăcut anul acesta. Problema apărută în zootehnie ține în schimb de schimbarea configurației domeniului zootehnic, prin reducerea numărului de animale de talie mare și înmulțirea ovinelor și caprinelor. Primăvara asta față de ceilalți 2 ani dinainte are premize fericite pentru crescătorii de animale. Cu un singur amendament s-a schimbat foarte mult structura zootehnică a județului, în sensul că au dispărut animalele de talie mare din gospodării, în schimb au crescut foarte mult numărul ovinelor și caprinelor. Din păcate, și fermierii se plâng de pagubele produse de ploile abundente din ultimele zile și de problemele care vor apărea în lunile iulie-august. Problema este că volumul de apă căzut în perioada asta este suficient, dar este destul de comprimat ca timp, adică în cantități mari în timp scurt. Problema este ce va fi din luna iulie încolo, când pășunile vor fi folosite intens de crescătorii de animale și volumul precipitațiilor va fi drastic diminuat. Atunci este perioada critică pentru aceste suprafețe. Și nu putem prevedea de pe acum. Reprezentantul Asociației de Taurină Neamț își exprimă nemulțumirea față de dezinteresul Ministerului Agriculturii și al instituțiilor deconcentrate, respectiv al Direcției Agricole, a Consiliului Județean și al Prefecturii, față de activitatea zootehnică. Normal așa ar fi, dar pentru asta trebuie o viziune în întreg, în ansamblu. Din păcate, succesiunea asta a miniștrilor la Ministerul Agriculturii, o ambiguitate legislativă și o proastă aplicare în teritoriu prin faptul că autoritățile județene, Consiliul Județean și Prefectură în speță habar nu au ce se întâmplă și cu ce consecințe are această activitate și neimplicare. Pentru că, efectiv, specialiști nu mai sunt, iar cei care mai sunt prea puțini pentru a face față la o asemenea problemă complexă. Președintele Asociației de Taurină Neamț, Cezar Sava, exemplifică situația existentă doar la nivelul unei comune ca Trifești, unde, după 2 ani de secetă, bovinele sunt pe cale de dispariție. Dacă în anul 2001 în satul Trifești existau 870 de bovine, la care se adăugau alte 1700 în satul Miron Costin, acum la nivelul întregii comune mai există doar 250 capete de bovine.